Bună dimineața! Ia să vedem, filmăm cu camera asta nouă. Băi, e jale. M-am uitat pe internetul ăla, cred că am pus eu filmarea. O grămadă își vinde camioanele. Da. Bonjour și la mulți ani. La mulți ani. Cu anul ăsta. Te căutat un băiat sâmbătă, o mașină metalizată gri, așa, deschis. Păi nu știu eu cine. Și nu i-ați dat telefonul? Nu, că nu mi-e la cer. Nu mi-e la cer. Pe oră nu mi-am dat seama, zic, bare, nu i-am dat da, telefonul. Dacă i-ai dat telefonul care mă caută. Dar nu mi-e la cer și nici eu nu mi-am dat seama, zic, să îi dau telefonul. Că m-a întrebat de tine, zic, dacă nu e mașina în curte, zic, nu e acasă. Da, le dau telefonul care vine și nu stați. Păi asta vreau să te întreb, zic, le dau sau nu le mai le dau? Le dau, nu, le dau ți telefon. Când da. Vine, îi spui zi, numărul de telefon. Da, bine. Bine, hai, sănătate. Să rămână. Vecinii mei cu care mă înțeleg foarte bine. Toți vecinii mă înțeleg bine. Cu toți. Sunt bătrâni, sunt în vârstă și... Eu le-am spus, când are nevoie de ceva, îmi spună, le cumpăr. Ce vreau să zic? M-am uitat și eu pe anunțuri. Bă, sunt anunțuri apicole pe un grup din ăsta pe Facebook, special de anunțuri. OLX-ul, na, care îl știe toți. Băi, băiatule, o grămadă de anunțuri vinde, toți vinde, camioane, cutii, stupi. Cutii goale. Vă dați seama dacă vinde cutii goale, de ce le vinde goale? A murit stupi. Le vinde goale. Care vinde camioanele? Păi dacă le vinde fără albină, unde sunt albinele? A murit? Deci, băi, trageți voi o concluzie. Intrați că puteți să verificați pe OLX, scris decât atât. Camioane apicole. Și altă rubrică, căutați camioane apicole pe toată țara. Și a doua scriți remorci apicole. Asta o grămadă de remorci sau pavilioane apicole. Că dacă scrii camioane apicole nu-ți dă pavilioane, că na, e altă categorie. S-a cam oprit fără să vreau filmare. Eu nu știu, cred că sunt peste 100 de camioane de vânzare. Mai mari, mai mici, mai... jale și asta e care s-au hotărât să vândă. Gândiți-vă câți poate deja le-au vândut la cunoscuți, la prieteni care erau în zonă pe acolo și nu le-a mai pus pe OLX. Sau gândiți-vă că sunt mulți care nu le vând. Ce zice? Băi, hai că am murit stupii, dați-mi camionul, aci poate la anul îmi cumpăr alții sau văd ce mai fac. Nu-i hotărât încă. Adică își face și el socoteala, zice, bă, că normal, un camion de ăsta să-l face apicol, bă, că e de 7 tone, că e de 12 tone. Păi ai băgat 10.000 de euro în el, 15.000 de euro, depinde cât de mare, cât ce ți-ai făcut acolo în el, da? Cameră frumoasă. Ați văzut nea Călmuș cum și-a făcut camionul ăla frumos? Băgat o grămadă de bani în el. Și acum ce zice omul? Bă, să-l vând. Cu cât să-l vinzi? Că dacă ceri 10.000, 15.000 de euro, nu-ți dă nimeni pe el. Și trebuie să-l vinzi la jumătate de preț. Și cine îl cumpără? Îl cumpără unul care vine din Anglia, nu știu de unde vine, unde a câștigat banii mai, poate mai ușor, nu știu. Cum i-a strâns el, știe fiecare cum a muncit banii. Și bagă repede în stup că știe, zice că e afacere bună. Știi? Și îl ține și el un an, doi, n-are nici experiență, pierde și el stupii și pe urmă îl pune și el la vânzare. Cam așa se învârte. Haideți să vă spun. În ăștia 20 de ani de când m-am luat eu de stupi, de la 2 stupi cum am început și eu, întotdeauna a fost așa. Deci eu în anul care m-am luat de stupi, în 2003, eu vă spun ca să înțelegeți cum a fost la mine. M-am dus cu un apicultor care nu pot să-i dau numele, că poate nu-i de acord, dar e un apicultor mare care e văzut foarte bine pe internet, chiar foarte bine, între cei mai buni. Chiar cei mai buni apicultori, pot să spun, care mai vorbește și pe live-uri și pe astea și pe așa. E, de la el, fratele lui, la ei amândoi așa. Dar nu pot să le zic numele, că n-am acordul lor.
Eu pe timpul ăla făceam așa, taximetrie. Și m-a sunat Costine, mă duc și pe mine până la Dobre, era la Dobre aici, la Băicoi, la unde primea miere. Să-mi iau și eu banii pe miere. Da, te duc. Păi și m-am dus acolo. Stătea la, știu că s-a făcuse coada așa, nu știu, vreo 10 persoane să zic că era. Și la un ghișeu acolo le dădea banii pe miere. Eu nu mai țin minte ce lună era, poate era luna mai, iunie, nu știu că ce lună era. Le dădea banii pe miere. Da, și acum stăteam și eu la rând cu băiatul ăsta să-și ia banii acolo. Dar el nu știu câtă miere a avut, câți bani a luat, nu știu. Dar știu că mi-a rămas în memorie un bătrânel. Băi, avea o geantă din aia. Care sunteți mai bătrân, știți? Că nici eu nu le-am prins decât așa, rar dacă vedeam cât un om pe drum. Era o geantă de piele cu o cataramă așa, care mergeau oamenii cu ea la servici înainte. Rar care avea geantă din aia, era o geantă mai șmecher așa, n-avea oricine geantă din aia. Și geantă de piele. Și într-o geantă din aia cam amărâtă, cam veche așa, văd că o deschide la ghișeu acolo. Bă, și începe și îi dă cu coana de acolo, îi dădea pachete așa de fișicuri de bani. Știți că într-un fișic intră 100 de bucăți. Nu mai știu pe timpul ăla ce bani erau, cred că era 1000 de lei, aia cu Eminescu. Deci cum e cu milionul, 100 de lei, atunci era cu Eminescu, o hârtie de 1000 de lei, cred că îi zicea asta. Nu mai țin minte, îți dați seama, 20 de ani. Și băi, dădea fișicuri din alea. 1, 2, 3. A fost ușor să număr, bă, număram și eu așa, 1, 2, bă, am umplut geanta aia, mă, mâncați. Acum, eu m-am bucurat, din ce cauză? Bă, zic, deci din apicultură se face atâți bani. Deci cred că lua banii pe salcâm atunci. Bă, nu ies eu acum. Cred că pe salcâm dacă erau așa mulți bani. Băi, la câte fișicuri de alea numărat. Eu am făcut rapid calculul. N-am eu școală multă, dar rapid fac calculul. Bă, zic, de banii ăștia omul ăsta poate să-și cumpere o casă. Deci poate cum ai zice acum, nu o casă, palat, vilă sau știu ce, casă normală. Deci o casă normală acum la țară, așa cum stau eu aici la țară, să zicem că o găsești la 20.000 de euro. Bă, o găsești o casă la 20.000 de euro. Amărâtă, casă de țară, așa, nu palatetată. Mai ales pe timpul ăla, cam așa erau casele la toți. Bă, zic, cu de bani ăștia și acasă omul ăsta. Își au o casă. Deci cam cum ai zicea cu 20.000 de euro. Poate omul avea stumulța, pardam, vă dați seama că a fost stumulța, a predat miere mult, el știe. Dar n-am mai uitat. Spun eu unde ajung, de ce zic treaba asta. Mi-a rămas în memorie, bă, zic, pe dacă pun an de zile muncești cu stupii, bă, cât să muncești, mă, și ți-ai o casă, păi înseamnă că mai muncești un an, ți-ai mașină. Mașinile erau foarte scumpe atunci, tot erau, orică îți luai mașină, ori casă, tot cam aceeași valoare era. Cum mai scăzut mașinile, cumperi și cu 1000 de euro o mașină. Și gata. S-a aprins cânteia, zic, ce taximetrie, mă, ce, gata, mă, iau de stupi. Aveam aia 2 stupi în curte, gata, mă, a stat în 2003. Am făcut 10, am înmulțit și am făcut 10, anul următor am făcut 18, din 18, 36 și am dat înainte. E, ce vreau să vă spun? A fost un an bun, ți-o minte că îmi povestea băiatul atunci, bă, pe anul ăsta a fost bun, bă, a mers, știi, a fost un an bun. Înseamnă că o fi fost toamna, mă, când m-am dus eu acolo și la banii tocmai toamna. Nu mă mai țin minte, vă dați seama, 20 de ani. E, și de atunci știți cum a mers treaba? În anul ăla foarte mult s-au luat destupi. A mai mers un an binișor, anul următor prost, anul altul prost. A fost vreo 2 ani la rând care n-a mers cu lesurile, a mers prost, știi? E, ce s-a întâmplat? S-a lăsat toți, pentru care și eu i-am lăsat ușurel în curte, zic, bă, nu mai merge, am luat iar mașina, dă-i cu taximetrie, dă-i cu... nu mai mergea.
Adică eu făceam socoteala, bă, atâta miere am scos, mă chinuiam să o vând cu borcanul și nu reușeam să dau înainte. Nu vedeam eu, nu funcționează toată treaba, nu merge. Mierea care o vindeam cu... S-a căzut. Oh, mi-a căzut telefonul. Și vedeam eu că nu merge treaba, aveam 18, 36 de stup făcuse. Și nu mergea. Am stat pe loc. După aia iar m-am luat. Am fost așa, în valuri, așa că nu... Adică știți cum era? Era un an care mergea bine. Îți dădea vând, ziceai, mamă, câtă miere am scos, gata, o vând. Am dat și eu la angro, am văzut că nu se merită la angro. După aia m-am luat să vând cu borcanul. și ce țin eu minte în anii ăștia, cam așa s-a întâmplat. Când s-a făcut miere, s-au luat mulți de stupi. Gata, bă, merge treaba, mi-au stupi. Când a fost cât un an prost, adică cum a fost acum un an din ăsta secetos și așa, și cu probleme, uite, cu depopulări și cu... Eu știu, mai părut băiatul ăsta văros și așa. Mulți se lasă și vinde. Da, au apărut anunțurile astea, se lasă de stup și vinde. Să ia alții care, eu știu, au strânșie niște bani și zice, mama, asta e afacere, uite, am prins camion acum. Că, na, e ușor să faci o socoteală, bă, un camion, dacă îl iei simplu așa, fără să-l faci tu apicul, îl cumperi, da, bă, nu știu ce camion, de 7,5 tone, să zicem, că-s mai ieftine alea. Iei unul din ăla, îl găsești poate cu, nu știu, 5.000 de euro sau, apar n-am cât o fi prețul. Dacă să-l faci apicul, costă bani. Mai repari, mai faci ce faci, l-ai ridicat imediat la 7-8.000 de euro. Și acum ce zici, dacă îl găsești pe internet la 4.000, zici, mamă, hai să-l iau, știi? Hai să-l iau, că văd eu când o-i lua și stupi. Adică vorbesc acum de persoane care, cum să zic, au un plan treaba asta, dar poate nu sunt chiar hotărâți. Și când vede acolo la vânzare, gata, s-aruncă, zice, îl cumpăr. După ce l-a cumpărat, începe așa și fierbe sângele în el, știi, și zice, aolo, gata, bag și banii lanț care îi mai am, mă duc și cumpăr stupii primăvara asta, că dacă tot am luat camionul. Și s-aruncă așa frumos, ia și camionul, ia și stupii și pleacă la cules în primăvară. Și dacă n-are experiență, începe până mai, eu știu, încep familiile să roiască. Nu știe mersul, n-are ce-i trebuie, poate rame, caturi. Nu e pregătit cu tratamente, cu astea, până toamnă, când vede că sunt slab, aaa, gata, ai vând. Sau poate mai rezistă un an și vinde. Uite, cam asta s-a întâmplat în anii ăștia care îi știu eu, în 20 de ani, cam așa. Uite așa, în valuri. Când s-a vântă tare apicultorii și cumpără camioane și să ia de stup, când să lasă. Dar sunt unii stabili care merg continuu și prin greu și prin doar cei care iubesc albina și așa, ăia merg înainte. Băi, mai reduce din efectiv. Poate ați observat și pe internet că mulți au zis că, bă, mai reduc din stupi. Deci când e cât un an prost, n-are încotro, mai reduce. Și când e cât un an bun, face roi și iar face stup mulți. Cam asta se întâmplă. Acu, uite, sincer să spun, mamă, parcă ce să fac, să vând? Vând terenul, ce să vând, să iau și eu un camion? Nu mă bag, nu fac. Vindeam Opel-ul ăla, dar dacă îl vând Opel-ul, ce să mai iau pe el, că nu vrea nimeni să-l ia? Eu am dat o grămadă bani pe Opel-ul ăla, 4.500 de euro, mă, acum 2 ani. Și cu GPL-ul, bă, ia, cu tot 4.500. Și acum dacă o vând, eu nu știu dacă îmi dă cineva 2.500, e din 2008. Am zis că nu mai vând, mă, o țin acolo, dacă se strică asta, mă urc în aia. Dar nu convine să o dau. Pă, ce să o dau? Pă, degeaba, nu. Asumă, să mai am o mașină, că... Asta e, n-am ce să fac. Da, era o idee, să fi avut și eu alt camion acum. Adică că-s prețurile astea mici, dar... Mă arunc așa, la camioane. Eu trebuie să țin de bani, frate. Trebuie să fiu calculat că trăiesc din așa ceva. Deci nu e simplu.
Mirea să vin de greu? Băi, cam asta. Eu v-am spus realitatea. V-am spus realitatea care este. Intrați și voi pe internet și uitați-vă câți vând acolo. Parcă de cutii îmi vine, că am văzut că avea cineva acolo de vânzare caturi, de unul pe unul. Până la urmă, bă, le luam, le ardeam bine cu flacără și le luam ieftin, că le dădea cu, nu știu, cu 30 de lei, parcă bucată. Și vă dați seama că astea am luat caturi, 30 de caturi. Mi-a făcut și mie o mică reducere, dar... Da, tot am dat o grămadă bani, 70 și... Nu mai știu cât, 75 de lei, parcă e catul mai... Mi-a mai făcut și mie o reducere, că știți că... Asta e, mai vorbesc și eu cu ei, bă, frate, zi, mai lași, mai așa, mai și mi-a făcut o reducere. Și a zis care sună de partea mea că le face o mică reducere acolo. La Oneț, la fabrica de sturgi, Nehoi. Și am luat 30 de caturi. Mă întrebe pentru stupia de la livadă. Asta e, investiții, ce se fac. Bun, cam asta am vrut să spun. Știți unde plec dimineața, mă duc și eu, poate mai vând ceva miere. Adică trebuie să vând, că m-a sunat cineva și mi-a zis că vrea niște miere. Și uite, cam asta e treaba. Așteptăm primăvara. Stupii știți că le-am pus la 8 bucăți. Deci la livada acolo, din... ...33 parcă am acolo, dintre care și câțiva slăbuți. Am pus la 8 am pus turte proteice. Și o să vedem prin februarie, când va fi o zi mai caldă, 5 februarie, 10, nu știm când va apare o zi din asta mai călduță, să mă uit să vedem. A băgat poeta, a făcut ceva. Bun. Cam atât, că uite, ajung aici în oraș. V-am lăsat, sănătate și numai bine. Ce fac cu Con? Ce mă? Te filmez? Ce filmez? Hai, filmez! Bună! Bună! Ce ne-a făcut aici? Cristina, un bocan de miere. Prăjitură? Aia e clătită de aia, brașoveană. Da, la cuptor cu brânză dulce și stare. Dar nu se vede. Păi eu am zis să o apucă și eu, ca să nu stea așa, să se usuce. Și cu ce e făcută? Cu brânză dulce și stare. Și chestia lucra aceea? Da. Și asta cine îl vrea? Cristina, de la bucătărie. Cotăreasă. Cotăreasă. Cât îl dai? 25. Asta nu zic 30. Ca să facă mâncare bună. Da, să facă mâncare mai bună, să-și dea silința. Și să face mâncarea destul de bună. Și mai bună să facă. Și mai bună? Și diversificat. Da. Și uite ce ne-a dat astăzi. Câte mi-a dat astăzi. Da? Da. Vreau și eu la pachet salată de biof. Mi-a plăcut astăzi de mai așa mai. Da. Dânsul, Nu,
masă, dar ce vreau eu? A. Salată de bef. Da, nu, la caserol. Mică. Umplu bine. Umplu? Da. Și am ajuns o fugă la stupi. Afară e cam friguț. Și am avut eu aici o problemă. N-am mai scos asta. Deci uite, eu în cutiile astea aici, în caturile astea, am niște rame, rame cu miere. Și a venit o vrabie ceva și mi-a luat buretele de aici. Și vă dați seama, când era cald, venea albina și fura miere de aici. Și uite, am făcut așa niște bătișoare de-astea. Stinghiuțe așa, să le pun aici. Uite așa. Ia să vedem. Uite așa. Și gata. Se vede acolo, uite. Și pun și la ăsta. Uite așa. Am bătut două ținte aici. Cât de cât să stea așa. Apă și uite așa. Hop. Hop. Opa, asta nu merge. Aia mai trebuie furtișac. Într-o zi în care dă soarele, imediat albina vine aici. Ah, nu-i bine aici. Gata. Bun. Așa, și acum dacă tot am trecut pe aici, hai să facem o chestie. Uite aici, la stupul ăsta. Ăsta a fost ăla cu... Așa. Care am pus turta aia cu pelin. Am mâncat așa de ea, să zic. Cât să zic, un sfert. Adică dacă au avut 300 de grame, poate 100 de grame a consumat din ea. Și după aia am pus una energetică, ce țin eu minte aici. Ia să vedem. Ia uite. Da, se cunoaște urme pe aici. Ia uite, deja am muiat-o. Uite, pe aici a consumat tot. Bravo! Deci mănâncă din asta la îndac. Așa. Încă vreau să văd și dacă, nu știu, îi face rău că a mâncat torta aia cu pelin. Uite, am pus asta așa, piatra asta mai așa, la ceilalți pe jumătate. În curând trebuie să vin, cred că pe 1 februarie, nu știu, să vedem cum mai anunță ăștia vremea, să sal la fiecare capacu, să mă uit din nou la fiecare, că mi-e teamă să nu rămână vreunul fără mâncare, cine știe, ajunge sus și moare de foame, cum așa. Și să văd cum va fi vremea asta. Dacă se anunță căldură, pun turtă proteică. Dacă nu se anunță cald, le pun cu tot jumătate de energetică. Iar aici... Iar aici... Avem... O familie bună. Așa. Ia să o punem aici. Care prima dată i-am dat o turtă energetică. A consumat-o, adică o jumătate de kilogram. Și pe data de 18 ianuarie, deci în urmă cu o săptămână, i-am pus turtă proteică. Ohoho, e căldurică mare aici. Aha, mă încălzesc la mâini. Ia, tumușelelor. Am mâncat jumate din ea. Atât am vrut să văd, nu știu dacă ați văzut. Nu pot să țin mult că, uite, vine albina peste aici și nu vreau să o strivesc.
Deci a consumat jumătate. Uite, partea asta de aici, atâta e turta, o jumătate de turtă, partea asta a consumat. Mai e aici. Bun. Asta rămâne de văzut pe vreo 5 februarie sau prima zi cu căldură. Să deschidem să vedem ce puiet a făcut în 10 zile sau 2 săptămâni, să vedem cât va dura până o să fie cald. Bun. Cam asta e, la restul nu ne uităm acum pentru că e friguț și urmează, așa cum am zis, prima zi cu căldură, să cu căldură. O zi să fie așa, un 10-12 grade. Să le pun câte o jumătate de kilogram de turtă energetic. Și dacă văd că la meteo anunță 13-14 grade sau așa, le pun direct proteic. Ia, venise pe aici la apă. Nu se vede albinuță moartă pe aici. Ia să vedem aici. Bă, n-am mai scos albină moartă la ordeniș. E bine. Uite, una așa, una acolo, una acolo. Bun. Cam atât de aici de la livadă. Deocamdată totul e bine. Hai să ne mai uităm la ăsta ultimul care știți că l-am ajutat cu o ramă de albin. Era amărât rău, avea și el o ramă. Și zic, hai mă, să nu-l lasăm moară, măcar să fie ca regină de rezervă. Opa, să nu se știe. Știi că l-a vrut o regină, am aici o regină de rezervă, nu? Și l-am pus. Ia, uite că am mâncat și la turta. Aaa, ce-a mâncat el aici, frumusel, a fost bună, mamă. Hai să o dăm mai așa, a? Uite așa. A zis cineva că nu trebuia să îl ajut. Cum mă să nu-l ajut? Păi și ce să-i fac, să-l lasă moară? L-am ajutat cu o ramă de albine. Și acum, dacă o să am nevoie de o regină, am aici o regină de rezervă. Dacă nu o să am nevoie de nicio regină, o să dea așa înainte acolo, ușurel, așa cum poate. Na. Eu n-am de unde să știu, uite, în toți stupii ăștia, poate să fie vreunul fără regină. Da? Da. Nu se poate umbla, cu frig. Câteva grade afară nu se poate umbla. Gata, cam atât. Deci, peste câteva zile, prima zi care o să fie afară 7-8 grade, 10 grade așa, sau poate chiar 12, sal fiecare capac, deci nu se umblă în cuib. Și după cum stă albina, le pun câte o jumătate de turtă energetică. Și repet, dacă mă uit la meteo și anunță căldură mai mare și așa, direct proteică. Asta fac eu, nu sfătuiesc pe nimeni să facă ca mine. La cei de acasă încă nu le-am pus turtă proteică. Aia sunt foarte slăbuți, decât la unul singur i-am pus. Bun, cam asta e. Sănătate și numai bine!